Ne-am luat o grămadă, o grămadă de mâncare pentru săptămână. Astăzi am fost la piața din Caterinii și ne-am cumpărat mâncare cu 59 de euro. Un loc în care îți recomand să mergi dacă ajungi în vacanță în Paralia Caterinii. Locul care îmi lipsește cel mai mult de fiecare dată când nu sunt în Grecia. I start? Hello, beautiful people! După cum bine știi, numele meu este Dragoș, sunt în căutarea interesantului. Iar ea este Victoria. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care ne le-ați trimis în episodul trecut și că ne susțineți și vreți să ne întâlnim aici în Grecia. Iar astăzi a venit timpul să mergem la unul dintre cele mai interesante și cele mai importante locuri în care eu și cu Victoria ajung de fiecare dată când ne ajungem în Grecia. Sâmbătă de sâmbătă suntem în acest loc miraculos, plin de culori și arome. This road will bring us in my favorite Saturday entertainment. So colorful street full of different aroma of spices, fish, fresh fruits, fresh vegetables. When you walk there, you can't control yourself and you want to buy absolutely everything what you see. Let's go. I can't wait to start spend our money. Care mai sunt prețurile din Grecia? La bazarul din Caterinii, unde mergem sâmbătă de sâmbătă și vom cheltui 60 euro. Și vom cheltui 60 de euro. Dacă ne urmărești, știi că anul trecut veneam la bazarul din Caterinii în fiecare sâmbătă să vedem ce putem cumpăra cu 50 de euro. Dar pentru că totul s-a scumpit, anul acesta o să venim în fiecare sâmbătă să ne facem cumpărăturile cu 60 de euro. Oh, I feel smell of fish. Wow. The freshest fish what I ever seen. But this will live for the end. Yes. Lup de mare, 9 euro pe kilogram. Wow. Calamari, 8 euro pe kilogram. Creveți, 12 euro pe kilogram. Cod, 7 euro pe kilogram. Pește fagri, 14 euro pe kilogram. I see something about what I was dreaming all this winter. Look, it's exactly there, in front of us. Hello, 3 euro cutie. 5 euro, 5 euro. 5 euro, 3 cutii cu căpșun. Media, adică 4 euro pe kilogram. O pungă de scoici. Wow, and this is shells? Și astea în carapace. 2 euro pe kilogram. Wow, astea sunt bunele, fierbi așa cu lămâie și vin. Wow, ce bune sunt. Cadou, mulțumim frumos. Paristume. Ia uite, bani, da și cadou. Victoria, salad. First gift. First gift, yes. Salad, 0 euro. Ce omul ăsta ne-a dat salata aia pe de gratis, care era cu 1 euro, uita mai salata. Tot timpul primești cadouri pe aici când veni. Here you have a big chance to take some bonuses. Mergem mai departe prin acest minunat bazar de care mi-era așa de dor. Aici toate legumele la 1 euro, frate. Castraveți, salată, sfeclă, rucola, 50 de cenți. 50 de cenți, rucola. Taken some onion. Calimera. Minus 1 euro from our budget for onion and rucola. Acum să cumpărăm lămâie și portocale. Și să facem cea mai bună limonadă. Cea mai bună limonadă. Cea mai bună limonadă, da. Ia vezi să-i speri tale pe frumoasă. We will buy fish, but this it will be the last thing what we will buy. And what else we must buy? Garlic, of course. Fasole, 6 euro pe kilogram. 5 euro kilogramul de nucă. Let's try, I can't, this smells so good, I can't wait till home. It's the juiciest strawberry what I ate in this year. 50 de cenți și fii atent ce ridic. Ma. Ok, calimera. Țipură, 7 euro. Vin alb, 2,50 euro. Vin roșu, 2,50 euro. Fii atent ce cartofior aici, bă. Vezi, bă, că așa e la greci, frate, când vii la bazar la greci, așa ai și oameni care îți cântă, bă, ești nebun. Cartof și ceapă roșii, 2 euro, 30 cent. Taken broccoli în conopidi. Nu, nu, eu! Iepurașii, ce faceți, bă, iepurașii?
Wow, most expensive thing that we bought today, it's broccoli con pizzi and zucchini all together, 6 euro and 50 cents. Oh, grămadă de bani. 1,50 euro. Wow, they say arată. That it's foarte dulce. Foarte dulce? Foarte dulce. Okay, Ron, yes. 1 euro. Mere. Mere, nu miere. Ah, mere, mere, scuze. O venit timpul să luăm măsline. Wow, ce măsline avem aici. 4 euro, 3 euro, 3 euro, 40, 3 euro, 2 euro, 40 pe kilogram. Tell me so kilo halkidikis gimistis. 2 euro for olives from Halkidiki. Măsline din Halkidiki. Halkidikon olives. Wow, ce bune sunt măslinele astea. How is the process, Victoria? Cum merge cumpărăturile? Very good. I'm already very, very hungry and I can't wait to come home and start to cook. Și kiwi, 1,30 euro. Și aici lângă avem miere. 6,50 euro, 5,50 euro. Care este? 1 euro for kiwi. Also, Dio? Dio. Atalava e namisi. 1 and 20 for garlic. 7 euro. Hale mere. Miere 7 euro. Mamă, cât i-am învârtit pe aici, așa deja au vândut toți peștii. Știam că trebuie să luăm de la început. Deci vezi, cumperi peștele și în spatele tarabei îl lași după ce îl cumperi și ți-l și curăță. Și le-i gata curățat, numai îl prăjești acasă. And for this moment, from our 60 euro left, 30 euro. We bought almost everything what we wanted except proteins. So, we'll buy now fish. Ola la brachia? Pare, stai aproape, apoiata pe lefta, că stai apoi de care 9 euro. Deci ne-am luat niște lup de mare. De la, au fost 9 euro, acum l-au pus la 7 euro. Furtul de mare. Și alea mai mari au fost 9 euro și noi l-am luat la 7 iară. Și de la el de aici au mai rămas o bucată de solomo. Tare asta, jumătate de kilogram, misochiloine. De la 19 euro somo. Și am primit și cadou, red mullet cu țumură. 3 de astea. Cadou, e bun. Give him 10 euro. Very nice. Wow, we'll eat like kings. Hey, te-am prins. Ce faci acolo? Ne-am adus cumpărăturile la mașină, am terminat cu cumpărăturile, am lăsat doar pești la om să ni curețe. Acum mergem să ne luăm peștișorii și Victoria nu se oprește din mâncat. Mmm, so good. This strawberry, it looks like strawberry, tastes like strawberry and smells like strawberry. In my life, all this free combination, it's something very rare. And if you have opportunity to cook in your hotel, you can make the best Greek food. Unul dintre cele mai interesante lucruri pe care le poți face dacă vii în Paralia Caterinii în vacanță. Dacă se nimerește să fii sâmbătă în Paralia, îți recomand să vii dimineața la bazarul din Caterinii. Este o adevărată plăcere. Prea bună, ne-am întors până să ne curețe peștele, să mai luăm niște căpșuni. Am găsit astea, fii atent ce mari este. Mamă, eat it. Ne-am întors la pește. Τα λαβράκια που πήρα εδώ το 1 κιλό είναι αυτό. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Minus 17 ευρώ for fish. And after all this, our shopping, we have how much money left, you know, Dragușca? I'll tell you now. No. From 60 euro left, 1 euro 30 cents. Din 60 de euro mai avem 1 euro și 30 de cenți. Ne-am luat de toate. I think shopping passed successfully. Salată verde, conopidă, ceapă, usturoi, căpșun, măsline, portocale, kiwi, ridiche, conopidă, ceapă verde, duvlece, pește, miere, mere și miere. Și Ricușca. Am ajuns acasă după prima noastră zi la piața din Caterinii după o iarnă întreagă. Nu s-au schimbat nimic, nici prețurile nu sunt chiar așa de mari. Ne-am luat o grămadă de mâncare pentru o săptămână. Astăzi am fost la piața din Caterinii și ne-am cumpărat mâncare cu 59 de euro. Cam asta poți să cumperi în Grecia și măsline din astea umplute. Wow! Un loc în care îți recomand să mergi dacă ajungi în vacanță în Paralia Caterinii. În fiecare sâmbătă
în Caterini, piața de legume, fructe, pește și carne. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să lași un like și un subscribe. Iar dacă nu apeși clopoțelul de notificări, nu vei fi anunțat când postez un nou video. Noi ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, pa, pupat și pace!